Salut și bine v-am găsit la continuare. Am mai făcut câte ceva, acum lucrez la iconurile astea de social media și o să vreau să le fac cu un background. Dar momentul atât. Bun. Mai departe, față nedreapta. Trebuie să fie 0. Deși nu e chiar 10. Asta e, să vedem. Să mai verific și pe mobil. Minus 10. Mai șterg și un cache. Tot trebuie să introduc regulă pentru mobil, că e cam jos, cam în. Prea înspre conținut. Zâmbe somn. Hai să vedem astea. În ce sunt? SFSI Vicon, nu? Copiez direct. Și am aici margin. Ia să încercăm așa. Prea mult. 4. 4. Mult. 2. Perfect. Să-mi aduc aminte cum era cu rounded quarters. Border top left, așa. Zece pixel. Apoi îl copiem și bag în bottom left. Așa. Să-l rotunjim și pe celălalt. La tot e. Zrang, zrang, zrang. Știu culoarea asta.
Oh, mi se pare super așa. Și un pic de... un picuț așa că se... Și înlocuiesc culoarea. Bun, cam așa. Hai să-l văd și pe mobil. Iar îmi faci. M-am chinuit aseară, nu mi se blochează hostingul. Nu înțeles că ar fi și niște probleme cu internetul în perioada asta, că stă toată lumea acasă. Nu știu. Să schimbă culoare. A, încă n-a terminat. Da, și o să-mi dea un timeout. Asta în cazul în care vă întrebați la ce mă uit. Asta nu. La cele trei monitoare de pe birou. Chiar nu știu ce se întâmplă. O să verific că trimisesem un tichet. Apare când salvez opțiunile referite la pagini de setări din backend-ul WordPress. Opțiunile este acum asta 99.46. Să fac ceva să nu se mai oprească și routerul, că nu opresc curentul la calculator. Așa, doamne. Nu pot să dai editare în asta. A, de fapt, numai că a zis că da. Exact, și acum un reset și o să meargă. Și mi-a șters și dau și un refresh aici. Foarte greu a fost aseară, ce trebuie să aștept câteva minute pentru fiecare mică modificare din asta. Deci acum să luăm asta. Max width o să fie 1024. Aoleu. Și o să-l aranjez pe ăsta floater-ul și o să-i fac ce să-i fac. Este perfect, mă vreau merge minus top, minus 30 de pixel important.
Te rog, nu face ea. Ba, o face. Iar avem de așteptat. Că terminat. Nu știu dacă nu trebuie să șterg și cash. Uleu. Mi resetează. Haide, mă, băiatule. Hai de cap. Dar îmi place foarte mult, pe lângă faptul că inevitabil, ca în orice setup tehnic apar anumite probleme la suportul tehnic de la Romarg. Am răspuns în câteva minute la orice oră, adică n-am avut și la 3 noaptea și am mai spus asta și repet. Sunt foarte tare băieții pe suport tehnic pe etichete. Deci dacă ai, chiar dacă ai o problemă, se rezolvă într-un timp care pare aproape ireal pentru România, pentru nesimțiții cu care suntem noi obișnuiți. Ceea ce e foarte tare. Haide, bă, te rog eu. Vine afară ăsta că s-a născut lătrând. Haide. Da, ai reușit să salvezi. Da. Ora 20 mai jos. Hai, mă, hai, hai. Nu se poate la fiecare în asta. Să vedem ce s-a mai întâmplat. Pa, mă, și mai trimit și pe ăștia din Italia.
Deja nu se mai dau detalii la necesar. O sumă mică pentru America. O sumă foarte mică. Pe undeva pe la salariu minim. Mai puțin 70. Încerc să o centrez aici, între imagine și titlu și logo. Dar la fiecare în asta să stau să aștept cu tremurile să vedem. Nu a mai fost nimic. Urâtă perioadă. Și în jos cu câțiva, să pun 3, 7, și când mă întorc așa. Bun. 73. Și mă la capăt. Așa m-a chinuit aseară. Fiecare pixel. Stau și aștept. Așa ceva. Să văd cum fac să... tot e prea în jos, adică... Dacă nu zice clientul nimic. Bun, acum să văd cu lupa de căutare.
asta să fie. L-a salvat. L-a salvat repede. Mie îmi place când l-a salvat repede. Da, nu văd. Cum a pisat? Ai de cap. Nu mai colungesc prea mult, vă țin degeaba asta, o să aștept aici după.